Salut, suntem Idraguto și fac unboxing-ului unei tablete Allview Viva H8 Live. Câteva din specificațiile sale: vine cu un display IPS de 8 inch cu rezoluție 1280x800 pixeli, 8 GB spațiu de stocare, mă scuzați, 3G și posibilitatea de a efectua apeluri de voce, GPS. Așa arată pachetul de retail. Aici sunt restul de specificații, cum spuneam, display de 8 inch cu panel IPS OGC, procesor MediaTek quad-core la 1.3 GHz, Android 4.4 KitKat, 3G și 2G, cameră principală de 2 megapixeli, frontalizerul 3 megapixeli, memorie RAM de 1 GB, 8 GB spațiu de stocare, slot pentru microSD de până la 32 GB, cântărește 474 de grame și 10.1 mm grosime. E cam greuță tableta asta, când greoaie chiar pentru standardele din 2015. Bun, codul de activare pentru Bitdefender Mobile Security, pe care presupun că nu l-ați văzut. Certificat de garanție. Tableta. Și un pachet mai dat de manual cu instrucțiuni de utilizare, cablu micro USB, USB 2.0 și încărcătorul. Nu are rost să le desfac. Nu sunt chestii, să zic așa, caracter inedit, nemai văzute, nemai auzite. Este o tabletă solidă. Pe partea spate, mată, ce dă un grip bun. Un material moale așa, un plastic moale, cauciucat să zic. Îndepărtez folia de protecție. Are o folie pusă peste display de 8 inch, deci ea adună zgârieturile și previne apariția lor pe display-ul tabletei. În spatele acestei zone se află sloturile pentru SIM și pentru microSD. Observați și portul microUSB în partea superioară, jack-ul de 3.5 mm. În lateral dreapta, power și reglarea volumului. La bază, niciun element de conectivitate, un microfon pentru apelurile de voce și la niciun element de conectivitate pe partea stângă. Camera de 2 megapixeli fără LED flash, camera frontală de 0.3 megapixeli. Să arăt și zona asta. Slotul pentru SIM aici și pentru microSD aici. A fost foarte ușor de îndepărtat, mai greu de pus la loc. Bine, acum gata. Gata, am poziționat corect. Pornesc tableta și aduce să-și facă câteva setări la început de drum. O tabletă care va fi și subiectul unui concurs pe site, pe gadget.ro, după ce îi public recenzia în zilele următoare. Și o tabletă care nu mă știu, costă în jur de 500-600 de lei. Era interesant dacă tableta venea măcar din start cu 5.0 Lollipop. Dar am observat că sunt destul de puține tablete cu 5.0 Lollipop. Am și scris un articol în acest sens. Nu știu de ce este evitată această iterație. Mai ales pe tabletele ieftine și mid-range. Skip anyway. Și gata. Are și battery wire, două zone de notificări. O să mă duc direct la display. Dar nu stat la maxim. Chiar și la maxim un video vizualizare nu e chiar așa foarte, foarte bun. În fine, mai multe detalii în acest sens când îi voi redacta recenzia. Explora și setările tabletei. 4.4.2 cu Bear UI. Reflecția spațiului ambient destul de puternică, cred că
m-am și zărit în ecranul său. Scuze că am vorbit, cred că mai încet, la acest unboxing. Cam atât la prima vedere legat de Oldview Viva H8 Live. Mai multe impresii, cum am spus, într-un material de tip review ce va fi postat pe site. Vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi cât mai frumoasă. La revedere!